Vă salut și iată-ne la un nou video. Astăzi mă duc până la Ionuț de la Inău. Are o turmă frumoasă de oi. Să stăm puțin de vorbă. Am mai filmat aici în zonă în urmă cu un an de zile. Era iarnă atunci, dar acum am zis că profit de vremea asta frumoasă și fac o vizită. Am fost până la el acasă, am luat niște cași pentru iarnă și am zis că hai că dau o fugă și până aici la oi să stăm un pic de povești. Așadar, nu uitați, dacă sunteți noi pe acest canal, să vă abonați și cu siguranță o să aveți ce să vedeți. Niște videoclipuri frumoase cu oameni harnici, oameni care cresc oi, dar nu numai. E cald, da, stau un pic grămadă. Dar ce numai breză, așa e mai multe. Breză, bucălă, ceva. Mai și câte o bălă care au fost mai bunicele, așa, din lapte. Mai lăsat și de alea. Am văzut ceva berbeș fain, ala învârtit-o la... Hai să vedem dacă îi pot prinde. Ala mi-a plăcut așa. Uite ce faină format, are format fain. Asta cât are? Dacă cât timp are? Aproape 2 ani, în primăvară face 2 ani. E tânăr, e urmă, cu 2 dinți. 2 dinți. Tânăr. E frumos, frumos. Mai sunt, mamă, cum le și cald, dacă stau cam pe altă, și ala care e acolo, e pe oale. A, și ăsta, și ăsta e fain, da. Uite ce frumos e și ăsta. Tăt așa, tăt. Cu doi dinți. Aia, frumos, frumos și ăsta, exemplar fain. Și ăsta-s din oile tale. Da, din oile tale. Merg voi, tărbă. Din oile noastre am lăsat. Îs bune de lapte. Agnii bune apoi. Aici e o turma de oi care încă se mai mulge, așa e? Da, aia se le mulge, mai dau lapte. Restul-s... Restul-s terpi. Am mai încercat dintre ele, că au fost mai multe cu lapte. Da, deci care au încercat și sterpele se dincolo, separat. Am un... Nu, vezi, care fată mai devreme alea și încearcă mai devreme. S-au montat dintre ele. Ca majoritatea sunt montate și de aici. Da, berbecii nu au fost aleși dintre oi? Au fost între sterpe, numai din 28 august i-am băgat aici. Am înțeles. De atunci am băgat între astea. Între ale dintre sterpe, când au început să se monteze, tot noi am scos dintre ele. Păi, dar ce cățălași ăștia de oi? Ce vreau să te întreb? Ăștia îi o tehnică specială de a-i dresa, să fugă, să adune oile, să le întoarcă să asta. Ui, că nu trebuie să-i lești să margă cum vrei, trebuie să-i, ca și pe aceea de vânători, să-i înveți exact unde-i trimăți, unde le areți, acolo să margă, cum le dai comandă. Și cum învață mai ușor să ducă după oi? Bine să ai unul mai bătrân învățat
cu care să crești un umnic. E bine, dar na, și dacă e numai un umnic și te ocupi de el tot îl trimezi și nu-l bați, nu, să-l mai numai să-l sfădești când nu face bine. Aha. Atunci îl tien sau îl trimezi, îl tien la tine, dai un pic de chită sau orice. Te recompensezi. Da. Atunci el știe că... O făcut bine, da. Da. Că am văzut că sunt foarte activi ăștia, amândoi, am văzut că le întorce fain. Și ăsta e tânăr de aici, așa e primul ăsta de aici. Ăsta n-are numai vreo 4 luni, 4-5 luni, cam așa. Ăsta micu. Ăla are un an jumătate. Îți e mare ajutor, cred că așa. Mare ajutor. Mai ales aici, cum dar sunt mălaie. Cum îți mălaie și mă duc pe mniriști, pe aici, pe lângă mălaie, nu face un om ce face unul de ăsta. Cât fug într-o zi după ele, că un om n-ar putea fugi, Doamne fii. Păsara ar fi rupt de oboseală. Da. Și nici nu se tem de om cum se tem de ei. O să, apoi, cum dau și la strungă, mugem numai cu ei, fără om, ei le dau la strungă. Serios? Că ței dau la strungă? Până la ultima oaie. Și cum? Strângi de acolo din strungă să... Ei se bagă acolo în staur și când ne trebuie oaie, numai zicem, dă să vie. Ori de nu vrea una să vie, nu mai arăt cu mâna, aia asta nu vrea să vie. Apoi trebuie să vie aceea, e neapărat. Atâta fuge după aia până o... Că nu le lasă să margă de acolo. Aia le ține bot acolo. Le bagă... Aia am înțeles. Păi înseamnă că, uite, cu chestia asta vă scutiți un om. Da, sigur că nu afli om. Cine ar veni să dea numai oile la strungă? N-ar veni nimeni. Da, uite. Înseamnă că atunci un cățel de ăsta care dă și la strungă pe ăsta are o valoare... O valoare mare. Mare. Numai că... Na, nu te găsești așa, că și noi tot am ținut, tot i-am învățat noi. E așa. Să duc oile la apă. Măr la apă? Da, și liceatii, că am o focaldă astăzi. Hai că mi-are și noi... Și unde le-a de voi? Aci la Someș le-a de pat, așa? La Someș se bagă la margine, acolo. Acolo. Sau și de amiază să iau apă pe timpul. Și apa contează să dea lapte. Dar cum? Deja vă au mâncare și dacă n-au apă... Și mai ales aci că e Someșul, asta e o sursă bună de apă. Foarte bună. Ele și din apă fac lapte, și vacile și orice. Dacă au apă, fac și lapte. Da, sigur. Mare, mare, să zic, șansa ai să ai aici Someșul aproape. Sigur, că beau apă când vreau ele. Uite că mulți se chinuie și își aduc apă cu cisternele ca să le adepe, că n-au sursă de apă în zonă. Ieri la Sterpe n-am avut probleme, toată vara, că avem o fântână foarte bună, un izvor bun în fântână. N-am avut, oricât e secet a fost. N-o să-l dat izvorul ăla. E bine atunci. Bine, da. Și cățăia ce? Ăștia trei mari? Ăștia domnicu și ăia trei mari? Da. Mai pe hotar mai umblă omii, mai pescari, da. Apoi nu putem ține mult. Uh-huh. Dar luni îți ajuns aici. Dar aici n-ați avut probleme să umble... Cu sălbăticiul meu. Mai trec, mi-i stres, dar apoi se duc în drumul lor. Mai da, mâncă da. Mălaie și... N-au treabă. Mai ba noaptea pe ei, mai ba pe mistric. Asta e frumos, acest exemplar ăsta, e câine mare, se vede că e un câine mare. Bine. Cât are? Un an? Noaptea, bă, nu că niște un an are, cam cât are? Cam un an și vreo lună, două, cam așa. N-are mai mult. Și alții care... Aceea e cățau, aceea are un an jumătate. Aceea între oi dorme noaptea, în staur, în gardă electric, de câte ori s-o cuie, da. E gard cum s-o băga, dar n-are treabă săraca, și duc. Înseamnă că-s harnici. Foarte harnici. Aceea e de mică, acolo fătam ăsta, la oi, acolo crescut, cu ele. Și am văzut și doi măgăruși aici cai cu oile, ăstea astea ar fi pentru cărat bagaje mai încolo. Mai punem așa pe ei mâncarea, cât o haină, ce avem nevoie, nu purtăm noi în spate.
Hai să vedem unde e mărgheala aici la apă. Aici acum o băgea somnă și balastră cu o insulă. S-a format o insulă și aici pot coborâi ale să bea apă. A, păi ia uite ce frumos e acolo, da. Aici stau și la umbră. Stau la mea, la umbra, ticurăchii plește, umbră, gheastră, bine. Ca să vie și la apă. Nu se lasă dintre ele de lup. Da, am văzut că se acită tot aproape de ele. Celălalt, ala mai bătrân, ala și dimineața, mere înaintea lor, vizitează tătătăp aici, da? Și apoi vine între ele. Ia uite ce faină adăpătoare aici. Aici margă tot pe margine. O, pe aici ai loc, uite ce frumos. Au și iarbă pe aici, ce vrei ele. A luat niște scai oile, că n-au fost unde o să cera floare de soare și o mai rămas, da? Da, până e normal. Până în primăvară crește lâna și chică, da? Nu-i trebuie. Au ce valoare are lâna în ziua de astăzi? Da. Lâna contează. Oricum nu cred, că, nu cred că mai umblă nimeni după lână. Nu, umblă, dar o ar lua pe gratis și să o aleagă, să ia cei buni și restul să o lăsă acolo în prăștietă. Da, da. Apoi mai trebuie să lucri după ei. Cuști băi, băi, tăra! Astea ce e? Măgăriță și măgăruș? Da, asta prima e măgăriță și ala e vărmăsarul al doilea. E păreți. E stinger, să vede pe ei că stinger. Da, stinger, că n-au numai un an și vreau 4 luni, că n-au jumate, cam așa. Când a fost de 10 luni am cumpărat. Așa. În primăvară nu mai am cumpărat. Fost de vreo 10 luni. Dar foarte cum e și aici, că stau între ori, n-au treabă. E bine că se învață și aici, că îți dea ajutor. Aici l-am crescut cu biberonul. A fost de la 1000 ore de 2 și apoi pe el l-am crescut cu biberonul, pierdicul. Ăla-m Nicuțu? Aici. Ei sunt vătoase, zi la mine. Frumos, frumos. Nu-s chiar așa grase ele, încă oile, că am s-o și montat și da. Dacă le mai mulgem, da? Până pe iarnă au vreme să se și da, mai sigur. Și încă le mai mulge, așa-i? Eu nu le mulgem, de două ori, trebuie de două ori le mulgem. Încă mai dau lapte și... Am dacă o da și ploile au mâncare bună, dau lapte. Bine. Nu se mai dau bine. Da, foarte bine. Și până cam în ce perioadă preconizez că o să le mai mulgeți? Da, pe în alți ani până cam până 15 octombrie 20 le-am mus. În alți ani. Da, da. Eu cred că și anul ăsta, după cum s-a făcut iarba, și anul ăsta. Ori da. Ori da, lapte, că au mâncare bună. Da, ungeri, da, nu mă pare.
Oi, oi, oi. Uzer pe altele toate. Am primăvara, da. Așa e eu. No, e pe terminate și la ele, dar încă stau bine. Încă stau bine cu uzerii. A, până de seară când le mugem încă mai fac lapte. Da, pe la când le muge seara? Cam la 7:30 le băgăm la mine. Da? Da. Apoi nu le mai dăm drumul, că se întunecă, nici nu mai mănâncă nici alții de acolo. Și în total câte oi aveți? În jur de... Câte 800. 800. Cam așa. Și care cum stărtesc, le mutați în cea turmă. Da, am unul, nu mai mutăm, că rămân așa. Da? Rămân așa. Poate mai târziu le băgăm tăte pe altă, mai când se mai lărgește pe hotar. Da, da, da. Când se culeg mălaile. Deci asta e un fel de bucălaua din brează? Da. E foarte bun de lapte. E și oaie mai mare, așa. Mare și bun de lapte. Avem și berbec așa, dar nu e așa, e asta cu berbec. Așadar, acesta a fost video de aici, de la Ionuț Corniș din Inău, de la turma de pe Valea Someșului. Până la un nou video, vă doresc toate cele bune, sănătate și să ne revedem cu bine. Nu uitați, dacă sunteți noi pe acest canal, să vă abonați la acest canal și cu siguranță vor urma și alte videouri frumoase și interesante. Sănătate și numai bine tuturor!